plăcere, da, îmi recunosc o vină, dar totuși sunt 17 zile. Deci spuneți că nu, că asta nu pot să întorc după 7, după 8 zile, 9 zile, da? E un produs alimentar. Așa, dar uitați-vă cum e. E un produs alimentar. Trebuia să-l sparg imediat, da? Domnul meu. E un produs alimentar. Așa prevede legea, doamne, vă întreb, așa prevede legea? Da, okay. Legea așa zice. Gata, eu mi-am notat, o iau înapoi și mă duc să verific. Gata, mulțumesc. Două săptămâni în urmă am făcut cumpărături la un mega imaj aici de cartier și am luat printre altele o nucă de cocos. Îmi place că e sănătos. Chiar dacă din motive ecologice ar trebui să evit produsele de peste mări și țări. Am cumpărat-o pe 8 mai și am spart-o pe 17. Am constatat că e stricată și am adus-o înapoi la magazin. Mi-au zis, nu, a trecut mai mult de o săptămână. Și am zis, bun, șapși. Era conservată, era în coaja ei. Au zis că nu se poate, dar nu mi-a citat dintr-o lege. Și am scris plângere la administrația Mega Imaj. La ce au examinat câteva zile și mi-au zis, du-te, du-o înapoi și ia bani. Îmi pun mască, dar vreau să întorc un produs pe care l-am cumpărat și care e defect. Am și bonus și produsul, da. Chemați administrația? Bună! O nucă de cocos cumpărată de aici, care e defectă. Am înțeles. Și ăsta e bonul de casă. Sigur. Bine. Da, da. Nu, cred că am consumat toate produsele de acolo. Okay. Mulțumesc, o zi bună! Mi-au luat-o.